Salut, sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi vom face un clip despre greșeli în fitness. Clipul de astăzi se referă la 10 greșeli în slăbire sau definire. Bun, numărul 1, care este și cel mai important lucru pentru a reuși să slăbești, pentru a reuși să te definești, este numărul de calorii. Numărul de calorii care îl consumi față de numărul de calorii care îl arde corpul tău. Dacă nu vei fi într-un deficit caloric, nu vei reuși să slăbești niciodată, nu vei reuși să te definești. Acesta este cel mai important lucru când vine vorba de slăbit. Dacă vezi că nu poți să slăbești, înseamnă că tu consumi mai multe calorii decât arde corpul tău, plus câte mișcare faci, câte calorii arzi prin activitatea fizică pe care o desfășori zi cu zi. Așadar, următoarele 9 subiecte vor avea legătură cu acest prim subiect care este cel mai important. Cum facem să fim într-un deficit caloric? Așadar, haideți să trecem la numărul 2, alimentația. Pentru că de aici ne luăm numărul de calorii de care avem nevoie să supraviețuim, de care avem nevoie să ne desfășurăm activitatea zilnică și, bineînțeles, alimentația influențează acest deficit caloric, dacă reușim să fim într-un deficit caloric sau nu. Sfatul meu personal pe care pot să vi-l dau din ceea ce am observat pe pielea mea, pentru că știți că eu sunt la o perioadă de slăbit, am ajuns la 4-a perioadă de slăbit, sezonul 4, adică din Otto slăbește. Dacă nu ați văzut transformarea mea live din primele 3 sezoane, vă rog frumos să urmăriți. Acum vom încerca să facem o definire și o slăbire cât mai mare, să ajung la 50 de kg slăbite. Așa că din ce am observat eu, ca să puteți să mâncați mai mult, trebuie să consumați lucruri slabe în calorii. Care sunt cele mai slabe lucruri în calorii? Păi dacă le cumpărați din magazin, vă uitați pe etichetă și vedeți acolo numărul de calorii. Alimentele slabe în calorii sunt undeva la 100-200 de kilocalorii pe 100 de grame. Alimentele care au un număr mediu de calorii sunt undeva între 200 și 400, iar ce trece de 400 de calorii sunt foarte dens calorice și nu vi le recomand. Acestea sunt de obicei grăsimile, uleiurile, slănina, grăsimea, efectiv grăsimea pură. Și foarte important, aveți grijă la nuci și la oleaginoase, pentru că acestea au foarte multe calorii. Dacă v-ați uitat vreodată pe o pungă de alune sau pe un borcan de unt de arahide, veți vedea că au peste 600-700 de calorii pe 100 de grame, ceea ce este enorm. Și v-aș sfătui să aveți mare grijă cu aceste calorii, trebuie să mâncați foarte, foarte puțin. De asemenea, aveți grijă și la unt, la fel, untul este foarte gras, aveți grijă la brânza grasă. Trebuie să consumați grăsimi în jur de 50-70 de grame pe zi, adică foarte puțin. Și aceste grăsimi se pot ascunde și în alte lucruri, cum ar fi carnea, cum ar fi iaurtul, și în iaurt este grăsime 2% sau 1% sau 3% sau 5%, depinde de care iaurt vă luați. Deci grăsimi oricum consumăm, stați liniștit, mai ales dacă sunteți o persoană supraponderală sau obeză, nu trebuie să faceți grijă din cauza grăsimilor, pentru că oricum avem multă grăsime pe noi și corpul are de unde să își tragă grăsimea. Bineînțeles, nu trebuie acum să consumăm numai lucruri verzi, numai legume și fructe, pentru că știți că acestea au cele mai puține calorii. Acestea au în jur de 20-30 de calorii pe 100 de grame. Bineînțeles, sunt și alte fructe care au mai multe calorii, cum ar fi bananele sau strugurii, au undeva la 100 de calorii aproximativ pe 100 de grame, dar majoritatea fructelor și legumelor au undeva la 20-30-40 de calorii pe 100 de grame, ceea ce este foarte, foarte puțin, este extraordinar de puțin. Iar pe fructe și legume, bineînțeles că nu veți vedea acolo vreo etichetă în care să vă arate câte calorii au, de aceea vă spun, acestea sunt cele mai indicate lucruri pentru a ne umple stomacul, pentru a putea mânca mai mult și pentru a nu resimți senzația de foame, pentru a ne păcăli și creierul, pentru a vedea acolo niște porții mari. Și bineînțeles, ele nu au grăsimi aproape deloc, absolut deloc. Foarte puține lucruri, cum ar fi avocado, are grăsime. Asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm numai fructe și legume, dar pe lângă mâncarea obișnuită pe care o mâncăm, trebuie să consumăm și foarte multe fructe și legume, pentru că acestea au și multe vitamine, au multe fibre care ne ajută să ne curețe colonul și să ne stimulează digestia și mergem la toaletă regulat și nu ne mai constipăm. Și bineînțeles, foarte multe minerale, adică micronutrienți de care corpul nostru chiar are foarte mare nevoie. De ce vă zic să evitați grăsimile? Pentru că grăsimile au 9 kilocalorii pe gram, iar proteinele și carbohidrații au decât 4 calorii pe gram, iar asta înseamnă că putem să mâncăm de 2 ori mai multe proteine sau carbohidrați față de grăsimi. De aceea eu sunt adeptul unei diete slabe în grăsimi. Stați liniștiți, v-am zis, dacă mâncați carne, dacă mâncați
ce trebuie, adică dacă mâncați proteine, cu siguranță se vor strecura și câteva grame de grăsimi, veți ajunge foarte ușor la 50 de grame de grăsimi pe zi, nu trebuie să faceți grijă din pricina aceasta. Pentru că știm că dacă nu mâncăm absolut deloc grăsimi, atunci avem de suferit, vom suferi de reglări hormonale, nu vom mai avea atâta forță, nivelul de testosteron va scădea dacă suntem bărbați și nu este ok. Dar vă asigur, nu trebuie să faceți griji dacă mâncați iaurt, dacă mâncați o brânză, dacă mâncați o carne, este imposibil să nu atingeți numărul de grăsimi. Deci trebuie să avem o dietă echilibrată, trebuie să avem o dietă diversificată în care să conste în foarte multe fructe și legume. Fructele sunt dulci și ne vor ține pofta de dulce sub control. Puteți să consumați și o linguriță, două de miere pe zi, la fel este foarte bună pentru că are mai puține calorii decât zahărul și este un carbohidrat mult mai calitativ decât zahărul, bineînțeles. Este un carbohidrat natural care aduce foarte multe beneficii corpului. Nu vă va da poftă să mâncați din ce în ce mai mult, la fel cum este ciocolata sau zahărul. Are mai puține calorii, v-am zis, decât zahărul și mult mai puține decât ciocolata, pentru că în ciocolată sunt și foarte multe grăsimi. Trebuie să aveți grijă să mâncați măcar un gram de proteină pe kilogram corp. Așadar, dacă ai 100 de kilograme, să mănânci măcar 100 de grame de proteină. Dacă nu, chiar 2 grame de proteină pe kilogram corp, dacă reușești, ar fi mai bine, mai ales că ești într-o perioadă de deficit caloric, de slăbit, de definit și ar fi mai ok așa, dar dacă nu poți, nu este nicio problemă, nu ești sportiv profesionist, nu ești culturist, nu o să te duci la nicio competiție, iar masa musculară va rămâne la fel, nu vei pierde din masă musculară și, bineînțeles, e posibil chiar să crească masa musculară, mai ales dacă ești la început și te vei apuca de sală, de antrenament cu greutăți. Ceea ce ne duce la următorul punct, la punctul numărul 3, antrenamentul cu greutăți. Antrenamentul cu greutăți este foarte important pentru masa musculară. Poți să mănânci tu câte grame de proteină vrei, nu vei crește masa musculară dacă nu te vei antrena cu greutăți. De ce trebuie să ne antrenăm cu greutăți totuși? De ce nu putem să facem cardio? Vă zic imediat, ajungem și la punctul acela cu cardio, este foarte bun și cardio pentru slăbit, este chiar mai bun decât antrenamentul cu greutăți pe termen scurt, însă pe termen lung, dacă ne antrenăm cu greutăți și ne vom dezvolta o masă musculară satisfăcătoare, relativ mare pentru un începător, pentru un om obișnuit, vom reuși pe termen lung să ne creștem rata metabolică. Masa musculară arde mai multe calorii pentru simplu fapt că o ai pe tine, pentru a se întreține, pentru a rămâne pe tine. Corpul are nevoie să ardă mai multe calorii pentru a întreține acei mușchi, pentru a întreține masa musculară pe care o ai și pe termen lung vom putea mânca mai multe calorii. Iar acest lucru ne va crește rata metabolică, adică vom putea mânca mai multe calorii fără să ne îngrășăm, ceea ce este fantastic, asta ne dorim, nu? Să mâncăm cât mai mult. Numărul 4. Antrenamentele cardio. Antrenamentele cardio sunt fantastice pe termen scurt pentru că la fel ne vor crește rata metabolică și vom arde mai multe calorii pe termen scurt. Adică într-o oră de cardio, de mers de exemplu, dar dacă ești o persoană care are 100 și ceva de chile, ești o persoană supraponderală sau obeză și vei merge o jumătate de oră sau o oră într-o zi, vei arde mult mai multe calorii decât dacă te vei duce o oră la sală și te vei antrena cu greutăți. Iar faptul că vei arde mai multe calorii este fantastic pentru că îți permite să mănânci mai mult în ziua aceea. Deci toate lucrurile acestea practic se leagă de punctul 1, caloriile care le mănânci versus caloriile pe care le consumi. Cu cât vei arde mai multe calorii, cu atât vei putea consuma mai multe calorii sau vei putea slăbi mai mult. Dar trebuie să avem grijă că nu trebuie să slăbim nici foarte mult, imediat vom ajunge și la punctul acela. Aici la cardio vreau să vă reamintesc un mit, cum că dacă vei face cardio pe stomacul gol, vei arde numai grăsime, vei slăbi mai mult, vei arde mai multă grăsime și așa mai departe. Total fals, fraților, acesta este un mit, nu mai credeți toate prostiile, gândiți-vă în felul următor, tu dacă mergi o oră în fiecare zi, tu vei arde în fiecare zi același număr de calorii în acea oră. Dacă vei avea același mers, de exemplu, dacă ai o oră de mers, da, în fiecare zi, și vei merge cu aceeași viteză în fiecare zi, vei arde același număr de calorii, fie că mănânci, fie că mănânci înainte de antrenamentul cardio, fie că nu mănânci, fie că ești pe stomacul gol. Caloriile, practic, sunt energie. Ca să văzut, în dreptul kilocalorilor este trecut și kilojuli. Ei, kilojuli, ăștia sunt energie, da? Pentru cine a făcut puțină fizică știe lucrul acesta. Deci, practic, noi prin mâncare, prin caloriile acestea, prin mâncarea pe care o consumăm, care o mâncăm, ne alimentăm cu energie. Iar când facem activitate fizică, ardem energie.
Ardem energie și în timpul în care stăm, și în timpul în care vorbim, și în timp ce dormim ardem energie, da? Ardem calorii. Dar bineînțeles că atunci când vei face o mișcare mai intensă, vei arde mai multe calorii. Ideea este că nu poți să faci o mișcare foarte, foarte intensă, mai ales dacă ești începător, mai ales dacă ești supraponderal. Este ok și să mergi, crede-mă, este foarte, foarte ok. Și cu cât vei merge mai mult, cu atât vei slăbi mai mult. Cu cât vei arde o energie pe o perioadă mai lungă de timp, cu atât vei arde mai multă energie. Adică nu trebuie să te chinui să faci un lucru foarte, foarte solicitant pe care îl vei putea face pe un timp foarte limitat, foarte mic, foarte scurt și apoi să fii leșinat și să nu mai poți să faci nimic apoi, pentru că nu este foarte bine. Ceea ce ne duce la următorul punct, la punctul numărul 5, fraților, antrenamentele HIIT. Asta înseamnă antrenamentul HIIT, antrenament pe interval, să faci 30 de secunde, un antrenament foarte solicitant, iar apoi să te oprești, apoi iarăși 30 de secunde, un antrenament foarte solicitant, apoi iarăși să te oprești 30 de secunde sau un minut sau două, sau cât ai tu nevoie să te refaci, să-ți recapezi suflu. Acest tip de antrenament, la fel, are un mit că, domne, dacă vei face 10 minute de antrenament HIIT pe zi, pe intervale, vei slăbi foarte, foarte mult. Total fals. Un tip care este sedentar, un tip care este supraponderal, obez, nu va putea face, în primul rând. Doi la mână, se poate accidenta. Și trei la mână este un mit, nu vei arde mai multe calorii dacă vei face 3 serii, 5 serii, 10 serii, dar astea de câte 30 de secunde cu pauze, decât dacă vei merge o jumătate de oră. La mersul tău, care îl poți tu să-l faci, să-ți permită să faci, să mergi o mișcare, da, timp de 30 de minute, 40, 50 de minute, să ajungi la o oră sau chiar mai mult. De asemenea, după un antrenament HIIT foarte intens, nu te vei putea recupera, trebuie să te antrenezi cu greutăți, gândește-te, pentru a face masă musculară. Nu te vei putea recupera, trebuie să dai totul în sală când vrei să construiești mușchi, pentru că mușchii se construiesc foarte greu. Iar antrenamentele cardio trebuie să fie niște antrenamente legere, care să-ți facă plăcere și care să fie sustenabile pe o perioadă mai lungă de timp. Nu să te omori câteva secunde și apoi să nu mai poți să respiri, să faci un atac cerebral sau un atac de cord, da? Cum a făcut și Cotabiță. Trebuie să aveți foarte mare grijă cu aceste antrenamente, pentru că sunt niște mituri totale. Astea sunt foarte bune pentru sportivi de performanță, pentru oamenii care au făcut sport, frate, care au făcut sport de mic toată viața, pentru oamenii care sunt antrenați, nu pentru oamenii obișnuiți, da, care poate și fumează, poate au fost toată viața sedentari, poate au o greutate extraordinar de mare, nu, exclus total acest tip de antrenament. I-a zis după ăștia pe maratoniști, da, care sunt cei mai slabi. Maratoniștii sunt cei mai slabi și au cea mai mare anduranță, da? Pentru că fac un antrenament cardio la un nivel constant. I-ați văzut pe ei vreodată să alerge 100 de metri sprint, după care 200 de metri să meargă ușor, să fie leșinați, de-abia să respire, să-și recapete suflu, după aia 100 de metri sprint, după aia 200 de metri să meargă ușor. Nu, alergă la un ritm constant și ați văzut cât de slab sunt, 9 pic de grăsime, pentru că ard foarte multe calorii, pentru că acest ritm care este constant, le permite să alerge sau să facă un antrenament mai îndelungat. Și acest antrenament mai îndelungat, da, un cardio mai îndelungat, arde mai multe calorii decât un antrenament HIIT. Bun, haideți să trecem peste antrenamentul acesta, cred că am înțeles deja ce vreau să spun. Haideți să trecem la numărul 6, ajungem iarăși la alimentație, la modul de a te alimenta, da? Trebuie să mănânci regulat. Nu trebuie să mănânci la ore fixe. Dom'le, a venit ora 1, gata, trebuie să-mi iau prânzul. Nu, nici chiar așa, dar trebuie să mănânci regulat, trebuie să ai 3-4 mese pe zi, hai să zicem, trebuie să ai 3 mese pe zi, da, cu două gustări, dacă poți să ai 4 mese sau 5 mese mai mici, să ai câte o servire de proteină la fiecare masă, ar fi extraordinar și pentru masa musculară, și pentru că, v-am zis, și masa musculară merge mână în mână. Apropo, dacă vreți să vedeți 10 greșeli în masă musculară, am și un clip, am făcut un clip acum câteva luni, puteți să-l vedeți, dar dacă nu este ok, este ok să mâncați și de 3 ori. Nu e ok și nu vă recomand să mâncați o singură dată pe zi, să faceți intermittent fasting, să nu mâncați 12 ore, 14 ore, 16 ore și după aia un interval de nu știu câte ore să mâncați. Astea toate sunt prostii, sunt mituri, fraților. Important este să avem un număr de calorii în deficit. Asta este singurul lucru, cum am zis, la numărul 1, da? Toate lucrurile care vi le zic acum se leagă de numărul 1. Dacă ai slăbit făcând intermittent fasting sau o masă pe zi, ai slăbit pentru că ai mâncat mai puține calorii decât a ars corpul tău. Dar dacă vei face acest lucru,
nu este, în primul rând, v-am zis, nu este bine pentru masa musculară, pentru că sinteza proteinelor se face de câteva ori pe zi, la câteva, din câteva ore în câteva ore, și atunci pierdeți o grămadă de ferestre pentru a crește masa musculară. Iar în al doilea rând, aveți șanse foarte mari ca atunci când începeți să mâncați, să mâncați foarte, foarte mult, să mâncați tot frigiderul, cum se zice la noi pe românește, aveți șanse foarte mari să mâncați lucruri bogate în calorii, să vi se facă poftă, eu știu când, undeva când sunteți pe stradă, vedeți o șaormerie, vedeți o patiserie și să vă luați de acolo 10 produse de patiserie, da, vă luați 10 merdenele și ați terminat cu deficitul calorii pe ziua respectivă, ați mâncat pentru două zile și nu este ok. Mai bine să mănânci, pleci de acasă mâncat frumos, să-ți faci antrenamentul, după aia treci pe lângă patiserie, n-ai nicio treabă pentru că încă mai ai calorii în corp și nu ți este foame, ajungi acasă, faci un duș, te uiți la ceva, apoi te bați să mănânci, liniștit, da, fără să ai pofte, fără să-ți crească poftele, fără să faci binge eating, cum zic americanii, adică să mănânci foarte, foarte mult până nu te mai poți opri și astfel să îți strici deficitul caloric, adică implicit să strici perioada de slăbire, de dietă. Încearcă să mănânci regulat, încearcă să ai 3 mese pe zi, să ai 2 gustări cu fructe sau cu ce vrei tu, cu iaurt, cu lucruri de astea slabe în calorii și vei reuși să-ți ții poftele sub control și nu te vei abate de la drumul tău, îți garantez. Ok, haideți să trecem la numărul 7 și anume să slăbești prea repede. Aveți foarte mare grijă. Nu trebuie să slăbiți prea repede pentru că la fel cum ca la punctul anterior, veți slăbi, să zic, în 2 luni de zile, da? Veți slăbi 20 de kilograme. Ei, în următoarele 2 luni de zile veți putea acumula înapoi acele 20 de kilograme. Pe același principiu, te înfometezi pe o perioadă lungă de timp, cu cât e mai mare perioada de timp în care te înfometezi, cu atât ai șanse mai mari să nu te mai poți opri pe o perioadă mult mai lungă de timp. Să zicem că dacă nu mănânci toată ziua, da, și mănânci seara, seara nu te mai putea opri până când, nu știu, nu mănânci 3, 4, 5.000 de calorii, da? După ce mănânci 5.000 de calorii, ești satisfăcut și te poți opri. Ei bine, dacă te înfometezi pe o perioadă foarte lungă, cum ar fi 2-3 luni de zile, și după care se va întâmpla ceva, nu știu, te vei accidenta, vei intra într-o stare emoțională mai ciudată, vei renunța la dietă pentru că ai ajuns la greutatea ideală, da? Vei începe să mănânci foarte mult și nu vei mânca o zi 3, 4.000, 5.000 de calorii. Vei mânca 2 luni, 3 luni în continuu, te vei mai putea opri, credeți-mă, am trecut prin chestia asta. Este, și aici intervine acel efect de yo-yo foarte, foarte nasol, pentru că sunt perioade în care, efectiv, în care te-ai privat foarte mult timp de alimentele tale preferate, de foarte multe calorii, o perioadă foarte agresivă de slăbit și apoi nu te vei mai putea opri efectiv până când nu vei lua toate kilogramele la loc și eventual și peste. Vei lua înapoi cele 20-30 de kilograme pe care te chinui să le slăbești și vei lua și peste. Și nu este ok. Plus de asta, vei pierde foarte multă masă musculară în timpul în care tu te vei înfometa în alea 2, 3 luni, 5 luni de zile, vei pierde foarte multă masă musculară. Vei slăbi foarte repede, da, vei slăbi 30 de kilograme, dar din 30 de kilograme, decât, să zicem, 20 de kilograme sunt de grăsime cu apă și cu alte reziduri și 10 kilograme o să fie mușchi. Și ce ai făcut? O să ajungi, o să fii skinny fat, o să arăți mai rău ca înainte. O să-ți atârne pielea, o să fie foarte, foarte nasol, o să faci vergeturi, deci nu este recomandat. De asemenea, nu trebuie să te chinui să slăbești prea repede pentru că ești om, frate, și ai niște nevoie să-ți faci din pofte. Sunt oameni care poate nu poate să trăiască fără ciocolată, da? Asta nu înseamnă că nu poți să mănânci o bucățică de ciocolată, dar dacă știi că nu te poți limita la o bucățică de ciocolată, mai bine nu mănânci deloc, asta e clar. Și mănânci o ciocolată la o săptămână sau la două săptămâni, da? O ciocolată are 500 de calorii. Nu o să mori dacă mănânci o ciocolată de 500, deci nu o să mori dacă mănânci 500 de calorii odată la două săptămâni sau la trei săptămâni sau când vrei tu, când simți că nu mai poți, când vrei să, atunci când îți arde ție sufletul să mănânci ceva dulce. Și poftele acestea pot fi ținute în frâu până la un moment dat. Dacă vezi că ai poftă neapărat de ceva, asta e, ai mâncat și îți trece pofta. Asta nu înseamnă că acum trebuie să mănânci în fiecare zi câte o ciocolată, să ne înțelegem. Dar din când în când trebuie să-ți mai faci și poftele, da? Trebuie să fii din ce în ce mai strict cu tine în momentul în care avansezi în dietă, pentru că atunci îți va fi din ce în ce mai greu să slăbești. Cât ești mai la începutul dietei, cu atâta poți să fii mai permisiv și să mai guști din câte ceva care îți face plăcere și care este bogat în calorii. Chiar și ulei, care are
care e numai grăsime, da? Și are o grămadă de calorii, are 800 de calorii pe 100 de grame, 900 de calorii. Și ăla poți să spui acolo câteva grame într-o salată dacă nu are gust, dacă nu poți să o mănânci, nu este nicio problemă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să spui acum 50 de grame de ulei în salată, că altfel nu poți să mănânci. Sau că trebuie să spui maioneză peste orice mâncare, că așa îți place ție, că îți place maioneza, că îi dă un gust mai bun. Nu, exclus, da? Sau că trebuie să mănânci fiecare mic dejun, îți place să mănânci pâine prăjită și trebuie să îți ungi pâinea prăjită cu o grămadă de unt. Nu, nici chiar așa. Numărul 8. Bea apă. Fraților, trebuie să beți cât mai multă apă puteți. Nu pot să vă spun un anumit număr de apă, de lichide, adică nu neapărat apă, care trebuie să-l bezi pe zi, da? Majoritatea, ce am văzut eu pe site-ul de specialitate, scriu undeva între 20-30 de mililitri de apă pe kilogram corp. Așadar, dacă ai 100 de kilograme, trebuie să bei undeva la 3 litri de apă, da? 30 de mililitri de apă pe kilogram corp. Dar nu este o regulă, pentru că poate să difere foarte mult. Poți să mănânci o grămadă de ciorbe, da? Adică poți să mănânci câte o ciorbă în fiecare zi, care are și aceea vreo 200, 300, 400 de mililitri de apă. Poți să bei ceaiuri, care tot apă este, da? Tot lichid este. Poți să mănânci fructe foarte mult, poți să mănânci mandarine, câte 2-3 mandarine pe zi. Acelea conțin foarte multe lichide, da? Tot apă este. Și nu pot să vă dau o cifră exactă, pentru că unii consumă mai multă apă, alții mai puțin apă. Dacă bei decât un litru de apă pe zi și ai încercat să consumi mai multă apă și ai ajuns la 2 litri de apă pe zi, este extraordinar. Nu înseamnă că trebuie să bei neapărat 3 litri, ca așa spune cineva într-o carte, da? Important este să beți mai multă apă, să încercați să beți mai multă apă, să puneți accent pe lucrul acesta. Încercați să beți apă când vă treziți, un pahar, încercați să beți apă la masă, înainte de masă, da, cât un pahar de apă, încercați să mai beți după aia și pe masă un pahar de apă, încercați să consumați fructe, v-am zis, și legume, pentru că și acestea au un conținut bogat de lichide, încercați să mâncați o ciorbă pe zi, pentru că și aceasta este foarte bună, are foarte multe legume, are multă apă și dacă o faceți voi acasă, nu puneți ulei, nu puneți grăsimi adăugate, are foarte, foarte puține calorii și foarte multe vitamine, niște cărniță slabă acolo în ea și aveți și proteine, aveți exact ce vă trebuie. Chestia cu apa este relativă, dar vă ajută să fiți mai plini, să nu mai aveți atât de multe pofte de mâncare, să mâncați mai puțin la masă și, bineînțeles, apa nu are calorii, ceea ce fantastic, putem bea cât vrem. Numărul 9, fraților, somnul. Somnul este foarte important, pentru că atât timp cât dormi, nu mănânci, nu consumi calorii. Și atunci ai șanse mult mai multe să slăbești. De asemenea, în timpul somnului, organismul se reface. După un antrenament la sală, da? Organismul se reface, îți refaci musculatura, atunci, practic, fibrele musculare cresc, se dezvoltă alte noi fibre musculare după ce le rupi în sală, fibrele după ce te alimentezi cu proteină, după aia când dormi, acestea se refac. Și îți va crește masa musculară. Ați văzut, și când beți foarte mult și vă împătați, în momentul în care dormiți, vă refaceți, vă reveniți, corpul se reface. Când ești bolnav, la fel, suferi de o intoxicație, suferi de... pur și simplu, te îmbolnăvești de ceva. Dormi mai mult, ești în stare de convalescență, dormi mai mult, pentru că organismul se reface prin somn. Iar atât timp cât dormi, nu mănânci, v-am zis. Nu mănânci, nu consumi calorii. Nu consumi calorii, te ajută să fii în deficit caloric. Ajungem iar la punctul 1, care este cel mai important, după cum am zis. Dacă te vei priva de somn, vei vedea că vei consuma mai multe calorii, pentru că atunci când ești foarte obosit și aproape să intri într-o stare de colaps, vei vrea să mănânci mai multe calorii pentru a avea energie, pentru a avea energie să-ți duci treburile la bun sfârșit. Ai pierdut o noapte, a doua zi trebuie să fii la 7 în picioare, tu ai dormit decât 2 ore. Când te vei trezi, vei fi amețit, te vei simți ca naiba, nu vei avea energie, vei avea tendința să mănânci mai mult, ceea ce nu-ți dorești. Plus de asta, vei avea o perioadă mult mai mare la dispoziție să mănânci și automat ai predispoziția să mănânci mai mult. Față de un om care doarme 10 ore, tu dacă dormi decât 2 ore, el în 8 ore nu mănâncă nimic, față de tine, care în alea 8 ore, diferența de somn, de dormit, da, ai șanse mult mai mari să mănânci. Odată pentru că ești epuizat și dacă ești epuizat ai nevoie de energie, care o iei din calorii, care o iei din mâncare, ai nevoie de mai multă energie, da, de mai multe calorii. Și doi la mână, ai mai multe ore la dispoziție în care să mănânci aceste calorii, adică mult mai multe oportunități să dai greș și să mănânci o grămadă de prostii și de calorii în plus pe care nu le vrei.
Și numărul 10, fraților, cântarul. Nu trebuie să vă fie frică de cântar, trebuie să vă cântăriți regulat pentru a vedea câte kilograme aveți, pentru a vedea câte kilograme ați slăbit sau câte kilograme v-ați îngrășat și astfel veți putea vedea și faptul că într-o zi ați mâncat mai mult sau într-o săptămână ați mâncat mai mult decât în cealaltă. Vă puteți redresa pe măsură ce înaintați în dietă și cel mai simplu mod de a vedea, de a-ți înregistra progresul practic, da? De a ști unde ești, cât trebuie să mănânci și așa mai departe. Toate calculatoarele astea care sunt pe internet, care vă spun, introduceți acolo vârsta, sexul, înălțimea și kilogramele și vă zic ei acolo câte kilocalorii trebuie să mâncați, da? 2500, 2800, 3000, să te menții, cât sport faci. Dar ce nu știți voi este că aceste calculatoare nu sunt relevante, nu au acuratețe bună, sunt niște chestii așa indicative. Dar gândiți-vă că voi nu faceți aceeași mișcare în fiecare zi, da? Într-o zi poți să te miști mai mult, într-o zi poți să arzi mai multe calorii decât în altă zi. Într-o zi poate să-ți se facă mai foame, să-ți fie mai foame să mănânci, să consumi mai multe calorii decât în altă zi. Plus de asta, de unde știi câte calorii ai mâncat, ai consumat în ziua? Trebuie să calculezi și numărul de calorii. Și practic, dacă nu te vei cântări, nu vei ști niciodată câte kilograme ai, nu vei ști niciodată dacă ai slăbit sau nu. De asemenea, dacă te cântărești, să zicem, încep dieta luni, da? Și miercuri tu te cântărești iarăși. Bineînțeles, luni te cântărești, toate cântările trebuie să fie dimineață, pe stomac gol, în chiloți, pentru că dacă sunteți îmbrăcați, nu veți fi îmbrăcați mereu în aceleași haine și cântarul, bineînțeles, trebuie să fie în același loc, nu odată să-l puneți pe gresie, odată pe parchet, odată pe nu știu ce preș, pe covor aveți, da? Trebuie să fie pus întotdeauna în același loc, să vă cântăriți în fiecare dimineață pe stomacul gol, în chiloți, după ce ați fost la toaletă. Cum ziceam, începi dieta, da? Începi să slăbești. Luni, te cântărești, câte chile ai? Am 121, cum am avut eu, da? După aia te pui pe cântar și vezi că ai, te pui miercuri pe cântar peste două zile și vezi că ai scăzut 3 kg. Ceva este în regulă, îți dai seama. Și te gândești logic, mă frate, m-am înfometat, te gândești ce ai mâncat. Am mâncat aia, am mâncat, băi, nu m-am fumetat, chiar a fost ok, am mâncat mult, am mâncat, nu știu, să zicem, aproximativ 500 calorii dimineață, am mâncat 1000 la prânz, am mai mâncat seara o ciocolată încă 500, sunt 2000 până acum, am mai mâncat nu știu ce, deci am mâncat 2500, da, de calorii. Păi și atunci de ce am slăbit atât de mult? Păi înseamnă că am eliminat foarte multă apă, pentru că n-am mai mâncat chipsuri, care erau foarte sărate, care îmi făcea poftă să beau. Îmi făcea foarte multă sete și beam foarte mult suc sau foarte multă apă și de-aia am slăbit foarte mult. Dacă este cazul acesta, este ok. Dar dacă tu mănânci două frunze de salată și un nou fiert luni, mănânci, nu știu, doi morcovi marți și miercuri vezi că ai slăbit 3 kg, e clar că nu e de la apă. E clar că n-ai pierdut apă. E clar că ai mâncat prea puțin, da? Ai mâncat mult prea puțin. Nu poți să începi dieta cu 1000 de calorii pe zi. E prea puțin. Trebuie să mănânci mai mult. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți calculezi toate caloriile și să ai acolo strict în fiecare zi, să vezi la gram câte calorii ai, să-ți calculezi mâncarea la gram. Aoleu, am pus 299 de grame, nu trebuia să pun 300 de grame de varză călită. Păi ești nebun, nu frate, nu așa. Mănânci la ochi și te cântărești. Dacă vrei, te cântărești zilnic, dacă vrei, te cântărești o dată la două zile, o dată la trei zile, o dată la săptămână, cum vrei tu. Important este să te cântărești, cântarul este prietenul tău, da? Nu e dușmanul tău. Ok, fraților, acestea sunt cele 10 lucruri pe care trebuie să le faceți pentru a reuși să slăbiți sau să vă definiți. Deci 10 greșeli pe care trebuie să le evitați sau 10 lucruri pe care trebuie să le faceți, cum vreți voi să-i spuneți. Sunt cele mai importante lucruri de care trebuie să țineți cont când vreți să începeți o perioadă de slăbire sau de definire, fie că este vorba de 50 de kilograme, fie că este vorba de 10 kilograme. Cel mai important lucru este numărul 1, numărul de calorii pe care le consumi față de numărul de calorii pe care le arzi. Celelalte puncte au fost orientative, au fost să faceți o idee cum să ajungeți la acest deficit caloric pentru a-l putea menține pe termen lung, pentru a fi sănătoși și pentru a arăta bine. Nu mai țineți cont de toate prostiile care le vedeți pe internet, că trebuie să mănânci la ore fixe, că dacă depășești cu 2 minute, cu 10 minute, cu o oră, față de cât ai mâncat ieri, s-a dus dracu dieta ta. Nu, asta nu e o dietă, să mănânci la ore fixe. Să faci intermittent fasting, la fel, nu este o dietă, da?
Este tot un fel de un stil de a mânca pentru a reuși să mănânci mai puțin, să ții calorile sub control, dar mie nu mi se pare eficient, adică nu mi se pare ok decât dacă te simți tu bine să faci lucrul acesta, nu este un lucru obligatoriu pe care trebuie să-l faci ca să slăbești. De asemenea, cu intermittent fasting, o masă pe zi, poți să te îngrași foarte ușor, nu este nicio problemă, atât timp cât mănânci mai multe calorii decât arzi și nu ești într-un deficit caloric, te vei îngrășa. Dacă mănânci mai mult de 2-3 fructe pe zi, asta nu înseamnă că te vei îngrășa. Fructele, chiar dacă au fructoză și au zahăr, cum zic mulți, și îți recomandă să nu le mănânci seara, să nu mănânci mai mult de 2-3 fructe pe zi. Fructele trebuie mâncate doar dimineața. Nu ai voie să mănânci banane într-o dietă, nu ai voie să mănânci nu știu ce fruct sau legumă. Toate sunt niște aberații, fraților. Mâncați câte fructe vezi, din contră, mâncați mai multe fructe, pentru că sunt convins că oamenii care sunt grași sau obezi n-au ajuns așa din cauza consumului excesiv de fructe și legume, ba din contră, din cauza excesivă a consumului de prostii, de lucruri care sunt bogate în calorii și pline de euri și de sare și de zahăr și de grăsimi, cum ar fi chipsurile, ciocolata, fast food-ul, hamburgerii, shawarma, maioneze și așa mai departe, da? Tot felul de lucruri din acestea care sunt foarte bogate în calorii. Alte tâmpenii de genul acesta, să nu mănânci carbohidrați cu proteine la masă, să mănânci disociat, mănânci carbohidrații mai întâi, după aia mănânci proteinele, după aia mănânci nu știu ce, sau să ții dieta ketogenică, să nu mănânci carbohidrați, pentru că carbohidrații sunt sursa tuturor problemelor de sănătate și de îngrășare, de-aia suntem noi grași, de-aia o grămadă de lume a ajuns obeză pentru că consumă carbohidrați, da? Nu ai voie să mai mănânci pâine acum, nu ai voie să mai mănânci paste, nu ai voie să mai mănânci nimic, nu ai voie să mai guști o bucățică de ciocolată sau o prăjitură câteva luni pentru că are carbohidrați, nu ai voie să mănânci miere pentru că mierea îngrașă și are carbohidrați, deși eu mănânc miere cu kilogramele și vedeți bine că slăbesc. Deci nu, fraților, astea sunt aberații. Nu trebuie să țineți dieta ketogenică, nu trebuie să țineți nu știu ce dietă, să mâncați numai grăsimi sau proteine, pentru că astea sunt cele mai bune. Trebuie să avem o dietă echilibrată, să mâncăm și grăsimi și proteine și carbohidrați. Trebuie să avem grijă și la micronutrienți, la vitamine, minerale și fibre, adică la fructe și legume, pentru că de aici le luăm. Sunt convins că dacă veți urma aceste sfaturi ale mele, cu siguranță veți slăbi. Chiar vreau să aud părerea voastră în comentarii. Dacă ați ajuns până aici, chiar vă rog să lăsați un comentariu și un like. Să-mi spuneți părerea voastră, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult. Stimulăm puțin algoritmul YouTube-ului și clipurile mele vor ajunge la mai multe persoane și vor vedea transformarea mea live. Dacă sunteți noi și mă urmăriți, intrați pe seria Autoslăbește, pentru că veți vedea o transformare foarte, foarte șmecheră în care am pus foarte multă masă musculară în timp ce am slăbit foarte mult. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, puteți să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că eu sunt apicultor și părinții mei și tatăl meu la fel, și avem stupi, ne ocupăm cu produse apicole, cu albine. Avem o grămadă de reduceri pe site, plus 10% reducere la orice comandă. Eu sunt Otto, ursul vostru, până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Hala, nu sunt sportiv, dar le coc, voi, vrăjitorul din os, voi, pictez la fura ca Lucian, voi, am plecat, a rămas fără voi. Oricine ești, orice vinzi, să nu te minți, nimic nu valorează mai mult de 29 de arginți.